Ministrul finanțelor intră în război cu băncile. Eugen Teodorovici a anunțat că guvernul își propune ca de la 1 ianuarie 2019 să înființeze o nouă taxă, aplicabilă tuturor instituțiilor bancare. Astfel, în cazul în care ratele robor la 3 și 6 luni depășesc pragul de 1,5%, băncile vor plăti o așa numită taxă pe lăcomie. Ministrul de finanțe a precizat că introducerea acestei taxe este necesară deoarece, în ziua de azi, băncile preferă să cumpere titluri de stat pentru a-și ține banii într-un singur loc, în loc să financeze economia reală. Teodorovici a mai adăugat că, la bazele acest. De mers, stă dorința guvernului de a proteja interesele românilor. Ministrul de Finanțe a făcut precizări și în privința pilonului 2 de pensii. Astfel, el a anunțat că, începând de anul viitor, participanții la fondurile private de pensii din pilonul 2 se vor putea retrage înainte de termen, dar numai după o perioadă de cotizare de cel puțin 5 ani. Pentru a putea retrage banii strânși, românii vor fi nevoiți să depună o cerere și să plătească un comision de 2% din suma cuvenită. Reacția președintelui Claus Iohannis nu a întârziat să apară. Se introduce un nou concept. Taxa din lăcomie, din lăcomia pesediștilor de a lua bani mai mulți pe care îi vor gestiona, așa cum consideră dumnealor. Aceste lucruri vor da peste cap toată economia și, mai grav, vor da peste cap bugetele tuturor românilor fiindcă, în definitiv, astfel de măsuri prost gândite, aduse în ultimul moment, vor fi suportate și plătite. De oamenii de rând. Anunțul făcut de Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici nu a rămas fără eco. Astfel, Bursa de Valori București a avertizat că piața de capital din România a intrat într-o zonă care pune în pericol perspectivele de dezvoltare, inclusiv o eventuală promovare a bursei la statutul de piață emergentă. Bursa a mai subliniat că un aspect major în cadrul procesului investițional este dat de predictibilitatea și stabilitatea legislativă.